Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? La Tine însă este iertare, Dumnezeul lui Israel. Iubiți credincioși, liturgia cuvântului din această duminică ne amintește, așa cum o făcea și cântecul pe care l-am cântat cu toții la început, faptul că Domnul ne cheamă la sărbătoare. Domnul ne cheamă să luăm parte la ospățul euharistic. Vrea să intrăm în comuniune cu El, vrea să ne bucurăm împreună cu El, să ne bucurăm de viața Sa, să ne bucurăm de harul Său, să ne bucurăm de prezența Sa. Acum, la începutul Sfintei Liturghii, încrezători în iertarea pe care Dumnezeu este dispus să ne ofere, să-i cerem așadar pentru toate cele momente în care am ignorat această chemare, această invitație a Sa. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Miluiască-se de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Amen.
Să ne rugăm! Te rugăm, Doamne, ca harul Tău să ne întâmpine și să ne însoțească pururi, ca să nu încetăm niciodată de a face binele. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din cartea profetului Isaia. Domnul Sabaot va face un ospăț pentru toate popoarele pe muntele acesta, un ospăț cu mâncăruri grase și cu băuturi alese, cu mâncăruri pline de măduvă și cu băuturi alese și rafinate. Pe muntele acesta va înlătura vălul pus pe fața tuturor popoarelor și acoperitoarea care acoperea toate neamurile. Va înlătura moartea pentru totdeauna. Domnul Dumnezeu va șterge lacrimile de pe fața tuturor și va îndepărta rușinea poporului său de pe tot pământul, căci Domnul a vorbit. În ziua aceea se va spune, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care am sperat că ne va mântui, acesta este Domnul în care ne-am pus speranța. Să ne bucurăm și să ne veselim de mântuirea Lui, căci mâna Domnului se va odihni pe muntele acesta. Cuvântul Domnului. Mulțumim Lui Dumnezeu! Voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășuni verzi, mă conduce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Călăuzește pe cări drepte de dragul numelui Său, chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții. Nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Pregătești masă pentru mine în fața supritorilor mei, îmi ungi capul cu unt de lemn și paharul meu e plin de sere varsă. Fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Filipeni. Fraților, știu și să duc lipsă și să am din prisos. În toate și în orice împrejurare m-am desprins să fiu sătul și să-mi fie foame și să am din prisos și să duc lipsă. Toate le pot în Cel care mă întărește. Totuși, ați făcut bine că ați luat parte la necazul meu. Iar Dumnezeul meu va avea grijă să suplinească orice nevoie a voastră după bogăția gloriei sale în Hristos Iisus.
lui Dumnezeu și Tatălui nostru, să-i fie glorie în vecii vecilor. Amin. Cuvântul Domnului. Iisus Hristos să lumineze ochii inimii noastre, ca să cunoaștem care este speranța chemării noastre. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit arhiereilor și farizeilor în parabole, zicând: Împărăția cerurilor este asemenea unui rege care a făcut nuntă pentru fiul său și i-a trimis pe servitorii lui să-i cheme pe cei invitați la nuntă. Însă ei nu au voit să vină. A trimis din nou alți servitori zicându-le: spuneți celor invitați, iată, am pregătit ospățul, taurii mei și animalele îngrășate sunt tăiate și toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei nu au luat în seamă și s-au dus, care la ogorul său, care la negustoria lui. Iar ceilalți i-au prins pe servitorii lui, i-au batjocorit și i-au ucis. Atunci regele a fost cuprins de mânie și, trimițând armatele sale, i-a ucis pe criminalii aceia, iar cetatea lor a incendiat-o. Apoi a spus servitorilor săi: nunta este pregătită, dar cei chemați nu au fost vrednici. Mergeți așadar la intersecțiile drumurilor și oricâți veți găsi, chemați-i la nuntă. Servitorii aceia au ieșit pe drumuri și i-au adunat pe toți pe care i-au găsit, răi și buni, și sala de nuntă s-a umplut. Când a intrat regele ca să-i vadă pe cei care stăteau, a zărit acolo un om care nu era îmbrăcat cu haina de nuntă și i-a spus: prietene, cum ai intrat aici neavând haina de nuntă? El a amuțit. Atunci regele a zis slujitorilor: legați-i picioarele și mâinile și aruncați-l afară în întuneric. Acolo va fi plânset și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, de câteva duminici bune, desprindem din Evanghelia propusă ca hrană sufletească străduința Mântuitorului de a ne ajuta să înțelegem realitatea împărăției lui Dumnezeu.
Am văzut, dacă ne amintim, asemănarea cu negustorul de perle, asemănarea cu acea comoară ascunsă în ogor, cu tatăl care îi cheamă pe fiii săi, cei doi fii, să lucreze în via sa, asemănarea cu stăpânul care dă și ultimilor tocmiți aceeași plată cu acelor din tâi, asemănarea cu via arendată unor viticultori nevrednici, iar astăzi, iată, asemănarea cu ospățul de nuntă, la care mulți dintre cei invitați refuză să participe. Duminica trecută împărtășeam durerea tatălui din parabolă, pe care a simțit-o văzând cum au fost tratați slujitorii săi și însuși fiul său de către arindașii netrebnici. Astăzi împărtășim tristețea pe care o trăiește regele în fața refuzului celor invitați de a lua parte la ospățul de nuntă pregătit pentru fiul său. Așadar, iubiți frați, aceste imagini folosite de Mântuitorul, o comoară, un negustor de perle, o vie, un gospodar, un ospăț, un rege, descriu fiecare în felul său această realitate imaterială, misterioasă și în același timp atractivă a împărăției lui Dumnezeu. Mântuitorul vrea să ne ajute să înțelegem cât mai bine, pentru ca să putem să ne dorim să intrăm în posesia ei, să intrăm să facem parte din ea. Și la această realitate spirituală, concretă, suntem cu toții chemați. De ea cu toții suntem chemați să ne bucurăm, pentru ea cu toții suntem chemați să ne străduim a o dobândi. Astăzi înțelegem că împărăția lui Dumnezeu este chemare la bucurie, la comuniune, la împărtășire, la viață, la fericire. Toate acestea sunt caracteristice unui ospăț, unui ospăț de nuntă la care bucuria comuniunii este ingredientul indispensabil. Anul trecut, pe vremea aceasta, număram în registrul căsătoriilor undeva la vreo 80 de cununii. Anul acesta, evident, în primul rând din cauza pandemiei, însă mai este o cauză, la ora actuală avem doar 14 cununii. Astăzi se va săvârși, se va celebra cea de-a 15-a. Cauza scăderii masive a căsătoriilor, desigur, nu a fost faptul că nu s-au putut celebra corespunzător, cel puțin după ce a trecut situația de urgență, acest lucru a fost posibil. Dar scăderea se datorează faptului că nu s-au putut organiza corespunzător tocmai ospățul de nuntă, momentul sărbătoresc, petrecerea, comuniunea, împărtășirea cu toți invitații a bucuriei noii familii întemeiate și pe bună dreptate. Deși actul esențial al întemeierii unei familii rămâne consimțământul liber al celor doi, consimțământ care poate fi dat și în condiții mai vitrege decât această pandemie. Aceasta este, cu siguranță, o temă serioasă asupra căreia cu toții avem de reflectat, pentru că se pare că și în această privință acordăm prioritate unor lucruri secundare și punem pe locul doi lucrul esențial, exact ca în Evanghelie, ca în parabolă. Revenind la parabola lui Iisus din Evanghelie, este evidentă aluzia pe care Mântuitorul o face prin această parabolă la cei din poporul ales. De fapt, evanghelistul ține să precizeze cui s-a adresat Mântuitorul, cărturarilor și fariseilor.
La fel am văzut-o și în parabolele din duminicile trecute. Cei aleși, cei chemați, cei invitați nu s-au dovedit vrednici de chemare, de alegere. S-au comportat necorespunzător, au disprețuit darul primit, i-au tratat cu violență pe cei trimiși, au nesocotit încrederea stăpânului. De aceea au fost răsplătiți corespunzător, luându-li se cele încredințate și fiindu-le date ca un dar neașteptat și nemeritat altora. Cu toții așadar, recunoaștem în cei invitați la ospăți pe cei din poporul ales. Erau primii pe lista invitaților, primii a căror prezență ca invitați se subînțelegea că era necesară. Demnitatea lor de a fi popor ales îi făcea să fie primii dintre toți. Cu toate acestea, nu s-au învrednicit să răspundă invitației finale atunci când totul era gata. Am văzut, a găsit care mai de care un pretext pentru a se scuza. Și am putea spune că o atare situație este la ordinea zilei. Și noi am experimentat poate acest lucru. Cui nu i s-a întâmplat să invite, poate chiar și într-un cerc mai restrâns, anumite persoane la o mică petrecere, la o întâlnire sau o simplă masă și să constate că, deși a primit inițial un răspuns afirmativ, ulterior, în cazul multora, s-a dovedit a fi un răspuns negativ. Este o mare deziluzie și un mare dezgust să te pregătești pentru un număr mare de invitați și să-ți vină doar câțiva sau niciunul. Noi preoții avem parte uneori de gustul amar al acestei experiențe, pentru că se întâmplă deseori copii sau tineri invitați la cateheză sau la diferite activități să găsească altceva de făcut, sau părinți care le umplu viața copiilor de tot felul de pregătiri, de cursuri și concursuri, dar neglijează total invitația adresată și lor, împreună cu părinții, de a participa la ospățul duminical la care Domnul ne cheamă pentru a ne bucura împreună de comuniunea cu El și de comuniunea cu frații, pentru a ne împărtăși din prezența Sa, pentru a ne înfrupta gratis din bucatele spirituale pe care ni le pregătește. Credincioși care ignoră total liturghia duminicală, ca să nu mai vorbim de sacramentele esențiale ale spovezii și împărtășaniei, fără de care nu există viață veșnică în noi. Domnul ne cheamă la sărbătoare, masă a pregătit pentru noi, El ne așteaptă cu bucurie, vrea să-ți ofere viața Sa. Am cântat chiar și la începutul acestei sfinte liturghii și poate că de cele mai multe ori ignorăm cât adevăr exprimă aceste cuvinte. Deși, din nou spun, suntem ispitiți să credem că această parabolă îi vizează doar pe cei din poporul ales care au fost chemați, dar au refuzat invitația lui Dumnezeu de a lua parte la ospățul Mântuitorului, totuși, iubiți frați, cu toții ne putem regăsi cu ușurință în postura acestora, pentru că și noi găsim pretexte, scuze, uneori banale, puierile, alteori rezonabile, chiar întemeiate. Însă problema nu o reprezintă scuzele, ci refuzul. Iar cel care refuză un dar, nici de cum nu-l poate acuza pe cel care dăruiește pentru faptul că nu a intrat în posesia darului. Vinovat, responsabil, este desigur cel care refuză
Degeaba îi reproșăm lui Dumnezeu că nu intervine în schimbarea lucrurilor în bine, dacă noi îi refuzăm chemarea de a colabora pentru a schimba lucrurile. Desigur, este mult mai ușor să acuzi pe alții decât să-ți asumi propria responsabilitate. Așadar, iubiți frați, și noi trebuie să ne simțim vizați în această parabolă și noi trebuie să ne recunoaștem în postura celor care spun da la început, dar mai apoi spun nu. Și noi trebuie să acceptăm că refuzăm deseori cu argumente mai mult sau mai puțin solide invitația lui Dumnezeu de a lua parte la bucuria ospățului său, de a intra în comuniune cu el. Iar refuzul nostru este cu atât mai grav, cu cât el are în vedere destinul nostru veșnic. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Am auzit spre finalul Evangheliei soarta acelui om găsit fără haina de nuntă. Și aceasta nu este nici de cum pedeapsa lui Dumnezeu, dar este consecința alegerii libere, urmarea refuzului încăpățânat. Un domn în vârstă, fiind întrebat odată câți ani are, a răspuns spre surprinderea tuturor, 20. Se vedea cât se poate de evident că erau mult mai mulți ani. Însă îndată a dat și explicația acestui răspuns surprinzător. Abia acum 20 de ani m-am născut cu adevărat. Abia acum 20 de ani am răspuns invitației lui Dumnezeu. Abia acum 20 de ani am început adevărata viață. Iubiți frați, încă mai este timp, dar este bine să nu-l irosim. Mai avem o șansă. Dumnezeu mereu ne acordă o șansă, chiar și atunci când suntem luați prin surprindere și eventual nu suntem echipați corespunzător. Dumnezeu continuu ne invită să îmbrăcăm totuși haina de nuntă și să intrăm cu bucurie în sala ospățului pentru a trăi pe deplin bucuria comuniunii cu El, pentru a ne umple de prezența Sa, pentru a trăi viața Sa. Amin. Lăudat să fie Iisus Hristos! Iar acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri, șade la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agrăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.
aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, suntem conștienți de apartenența noastră la biserică, noul popor al lui Dumnezeu. În rugăciunea noastră să-i cerem Domnului sprijinul său pentru comunitatea noastră de credință și pentru curajul coerenței creștine. Să ne rugăm împreună și să spunem: Unește-ne, Doamne, în biserica Ta! Unește-ne, Doamne, în biserica Ta! Pentru ca toți creștinii care se adună în jurul altarului pentru a-L întâlni pe Iisus, să primească bogăția cuvântului lui Dumnezeu proclamat la Sfânta Liturghie și să-i fie martori în viața de fiecare zi, să ne rugăm. Unește-ne, Doamne, în biserica Ta! Pentru ca vestitorii Evangheliei și profesorii de religie să mediteze cuvântul lui Dumnezeu, să se hrănească din el, să-l păstreze în inima lor și să-l proclame cu buzele, să ne rugăm. Unește-ne, Doamne, în biserica Ta! Pentru ca părinții, primii educatori în credință, să nu permită să le lipsească niciodată copiilor, alături de pâinea materială, pâinea prețioasă a cuvântului lui Dumnezeu, să ne rugăm. Unește-ne, Doamne, în biserica Ta! Pentru ca aceia care trăiesc ca și cum Domnul n-ar exista, privind la mărturia creștinilor, să se deschidă întâlnirii și ascultării lui Dumnezeu, să ne rugăm. Unește-ne, Doamne, în biserica Ta! Pentru ca toți cei stăpâniți de păcat să experimenteze milostivirea lui Dumnezeu și primirea cordială a bisericii, să ne rugăm. Unește-ne, Doamne, în biserica Ta! Pentru ca ospățul euharistic la care participăm să ne facă să împărtășim încă de pe acum bucuria noastră cu ceilalți, trăind toți împreună bucuriile credinței, să ne rugăm. Unește-ne, Doamne, în biserica Ta! Părinte Sfânt, Tu ni l-ai trimis pe Fiul Tău ca să-i adune pe toți în biserica Ta, întărind comuniunea credincioșilor. Fă-ne să oferim lumii o mărturie convingătoare despre înviere, în familie, în comunitate și în societate. Așa te rugăm, prin Hristos, Domnul nostru. Îți mulțumim, Ceresc Părinte, pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, mledița sfântă a lui David, slujitorul Tău. Cunoaștere și viață supra firească. După cum această unică pâine de pe altă a fost făcută din boabele de crău, adunată de petalor și să se adune biserica din toate colțurile pământului în împărăția Ta. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Primește, Doamne, rugăciunile credincioșilor Tăi împreună cu darurile pe care ți le oferim, pentru ca, îndeplinindu-ne cu iubire aceste îndatoriri de fii ai Tăi, să putem ajunge în mărirea Ta prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeu. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, născându-se printre noi oamenii, ne-a chemat la o viață nouă și, supunându-se suferințelor și morții, a ispășit păcatele noastre. Prin învierea Lui din morți ne-a deschis calea spre viața veșnică, iar prin înălțarea Lui la Tine, Tatăl nostru, ne-a pregătit locul în ceruri. Prin El preamărim acum și în veșnicie milostivirea Ta și cântăm împreună cu corurile de îngeri imnul măririi Tale. Adevărat, Doamne, și pe bună dreptate Te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău,
Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței, moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de apururi, de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Conștienți că împreună formăm marea familie a copiilor lui Dumnezeu, să ne adresăm Tatălui Ceresc cu aceeași rugăciune pe care însuși Mântuitorul ne-a învățat-o. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită,
Cine mântuiește de cel rău? Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă lasă vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Printr-o înclinație a capului să ne oferim unul altuia un semn de pace. Iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. Iisuse, eu te cred aici de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea Ta. Dragostea Ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă,
Dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin. Thank you.
Să ne rugăm. Dumnezeule, noi implorăm stăruitor maestatea Ta, ca hrănindu-ne cu trupul și sângele preasfânt al Fiului Tău, să ne faci părtași de firea dumnezeiască prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Să luați puțin loc pentru câteva anunțuri. Colecta de duminica trecută pentru obolul Sfântului Petru a însumat 4.446 de lei. Mulțumiri tuturor pentru generozitate. Este o dovadă de solidaritate cu Sfântul Părinte în grija pe care o are față de necesitățile Bisericii Universale. Sâmbătă, 17 octombrie, copiii sunt așteptați să se asocieze inițiativei Un milion de copii se roagă rozariul, luând parte la ora 17.20 la recitarea Sfântului Rozariu împreună cu întreaga comunitate. Desigur, vă invităm și pe dumneavoastră. Duminica viitoare, 18 octombrie, la liturghia de la ora 16, prezidată de Preasfințitul Iosif Păuleț, va avea loc deschiderea oficială a anului universitar. Sunt invitați să ia parte toți studenții din Iași. Tot duminica viitoare este amintit în calendar Sfântul Luca, patronul medicilor. La liturghia de la ora 18 sunt așteptați să participe în mod deosebit cei implicați în îngrijirea bolnavilor și a celor în suferință, medici, asistenți medicali, infirmieri, asistenți sociali și personal auxiliar. Întrucât duminica viitoare este a 94-a zi mondială a misiunilor, colecta va fi destinată susținerii proiectelor Centrului Misionar Diecezan, aflate în desfășurare în Kenya și Coasta de Fildeș. Vă anunțăm de asemenea că au apărut 4 noi volume din colecția Lourdes, în traducerea părintelui Cristian Sabău de la Oradea. Alături de primele două volume apărute anul trecut, vi le recomandăm cu drag și pe acestea, întrucât sunt o sursă bună de lectură spirituală și de rugăciune pentru această lună octombrie și nu numai. Pot fi procurate la intrarea în catedrală sau la biroul parohial. Vă anunțăm de asemenea că a apărut numărul pentru lunile noiembrie-decembrie al revistei De la răsărit până la apus și cursul pentru lectori, programat inițial să se desfășoare sâmbăta viitoare, din motive întemeiate se amână pentru data de 14 noiembrie. Și vă anunțăm de asemenea apariția acestui volum, mult așteptat, 72 de mărturii, la un an de la prima vizită a unui papă la Iași. A meritat așteptarea și, desigur, și prețul merită această colecție deosebit de bine realizată, atât din punct de vedere grafic, cât și a conținutului. Mărturiile acestea sunt istorie scrisă. Vi-l recomandăm. Poate fi procurat de la librăria Presa Bună. Vă doresc tuturor să aveți o duminică frumoasă în continuare, o săptămână binecuvântată, să avem în continuare grijă unii de alții, respectând recomandările prin care suntem puși la adăpost de această răspândire masivă a virusului. Lăudați să fie Iisus Hristos! Îngerul Domnului a vestit Mariei: Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus.
roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și cârmiește-mă pe mine, care-ți sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.